Antrenorul Zoran Mikeș a putut exclama misiune îndeplinită. Gol de Cicim Arad s-a purtat ca o campioană, ajudecându-și cel de-al doilea trofeu al Cupei României după cel din 2011. Sepsișic Sfântul Gheorghe a fost cea care a încercat să-i țină piept joi 27 martie pe terenul din Sala Sporturilor în finală. Și așa cum ne așteptam, nu a putut să facă față ambiției ardelencelor. Chiar dacă Sepsi a câștigat primul sfert cu 15-17, campioana a preluat conducerea în sfertul 2 cu 21-13, iar în cel de-al treilea cu 15-11. Finalul a fost unul culminant. În ultimul minut, ardelencele nu aveau decât 3 puncte avans, 64-61. Însă Destiny Williams aduce liniștea prin 3 lovituri libere transformate, scor final 67-61. MVP-ul partidei a fost jucătoarea de la Sepsi Sfântul Gheorghe, Samantha Pralis, cu 26 de puncte marcate. Amintim că în această seară, de la ora 19:45, în Sala Sporturilor din Târgoviște se va desfășura tradiționalul All-Star Game, care provoacă selecționatele Nordului și Sudului. La fel ca în ceilalți ani, jucătoarele au fost desemnate în urma votului împărțit astfel: 30% publicul, 30% mass media și 40% colegiul tehnic de antrenori al federației. În urma procesului de votare au fost alese câte 14 basketbaliste pentru fiecare formație conduse de doi antrenori.